Dacă gazdele trag tare pentru a-și asigura prezența în play-off, sucevenii nu au mare nevoie de puncte în condițiile în care la finalul acestui sezon nu va retrograda nicio echipă. Antrenorul Ovidiu Murariu speră totuși ca jucătorii săi să se întoarcă neînvinși la Suceava. Întâlnim o echipă experimentată care a fost și pe primul loc în turul campionatului. În plus, Moineștiul îl are pe Berbece, unul dintre cei mai buni marcatori din serie. Sper ca dușul rece din etapa trecută să ne fi trezit și să facem un joc bun vineri, mai ales că de data aceasta vom alinia cea mai bună echipă. Orice rezultat în afară de înfrângere ne-ar ajuta în primul rând pe noi, dar este drept că ar fi avantajos și pentru Pojorâta, a declarat Ovidiu Murariu, care a precizat că are tot lotul la dispoziție pentru partida de la Moinești. În turul campionatului, Sporting a cedat pe stadionul Areni cu scorul de 0-3. În alte meciuri din etapa 21, Bucovina Rădăuți va juca la Dorohoi, iar Pojorâta va primi vizita echipei Cetatea Târgu Neamț.